Doamnelor și domnilor, bun găsit la o ediție specială aici la Alba TV, prilejuită de vizita în județul nostru a domnului Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Inițiativei Civice de Centru-Dreapta. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi prezent în studioul Alba TV și ne bucurăm să fiți prezent la Alba Iulia, după cum ați spus chiar dumneavoastră, după o perioadă de 10 ani. Da, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să vă pot fi dumneavoastră alături și tuturor celor care se uită la noi. După cum spuneam, vizita dumneavoastră este prilejuită de promovarea Inițiativei Civice de Centru Dreapta și v-am rugat pe dumneavoastră să explicați pentru telespectatorii noștri ce este această formațiune, nu este un partid politic, precizăm acest lucru, și ce își propune. Inițiativa civică de centru dreapta a pornit dintr-o revoltă. O revoltă la adresa felului în care clasa politică își înțelege responsabilitatea în raport cu binele public, în raport cu exigențele cetățenilor acestei țări. Iar revolta a căpătat formă și apoi efect organizatoric după moțiunea de cenzură în urma căreia a căzut guvernul pe care am avut onoarea să îl prezidez, pe seama tranzacționismului politic. Au fost cumpărate conștiințe și parlamentari dintr-o tabără, după o revelație de o noapte, au trecut în altă tabără, fără ca aceștia să fi avut, măcar la nivelul intenției, o consultare prealabilă cu propriul electorat, care i-a trimis în Parlament pe seama unui mandat politic foarte clar. Tranzacționismul politic, propaganda populistă, lipsa de viziune și de claritate în ceea ce privește așteptările românilor, faptul că revenirea la electorat se petrece doar la fiecare 4 ani de zile și nu continuu, incapacitatea de a oferi soluții practice la nevoile de zi cu zi, lipsa de consecvență în politică. Toate aceste lucruri, alăturate corupției prezentă în Parlament, faptului că Parlamentul însuși nu reușește să-și echilibreze imaginea într-o democrație pe care o dorim funcțională. Imaginați-vă că avem un infractor dovedit, care votează legi, care se adresează și domniei voastre și mie și celor care se uită la noi, că avem incompatibili, asupra cărora s-a pronunțat în Alta Curte de Casație și Justiție, care votează legi, cerându-ni se admiteri, moralitate și ascultare. Toate aceste lucruri, spun însumate, au determinat revolta. Iar revolta s-a agregat în această formulă asociativă, relaxată, care are un program, are un manifest, toate se regăsesc pe site-ul nostru iccd.ro și invit pe toți doritorii să îl consulte. În jurul ideilor de centru dreapta se pot ralia formațiuni politice, partide, care au reprezentare parlamentară, cum este PDL-ul, sau neparlamentară, este Noua Republică sau PNCCD. Obiectivul nostru fiind acela de a crea o alianță electorală pe orizontala căreia să se regăsească partide și asociații civice cu scop politic declarat. O alianță electorală capabilă ca în toamnă, mai bine zis, la începutul lui decembrie, la alegerile parlamentare, se poate oferi candidați pentru colegiile din România sub o siglă unică, sub culori unice, sub un nume unic. Ne propunem să contribuim la unitatea dreptei și la coeziunea dreptei politice în România. O dreaptă politică perfect europeană, care este construită pe principiile neoliberalismului în materie economică, de la stat minimal, taxare predictibilă,
încurajarea antreprenoriatului de orice tip și până la politici publice aliniate așteptărilor noastre conservatoare, croite pe seama societății, tipului nostru de societate, al tipului nostru de țesut social, care poate fi reprezentat de trei termeni tari: credință, familie, comunitate. În jurul acestei chestiuni s-a alcătuit inițiativa civică, sunt mulți aderenți, vorbim deja de peste 10.000, de o prezență în rețelele de socializare și în online în general pregnantă și care ușor, ușor începe să se organizeze la nivel local. Aveți intenția de a vă constitui ca și partid politic, presupun. Există această întrebare, în același timp preocupantă și totodată importantă pentru noi. Ne vom transforma, dacă, în partid politic, în condițiile în care membrii inițiativei, aderenții și simpatizanții o vor dori. Deci dacă această presiune va veni de jos în sus, spre transformarea formulei noastre asociative într-o formulă cu ierarhii precise, organizată triunghiular, formula obișnuită de organizare a unui partid politic, aceasta se va întâmpla exclusiv pe seama presiunii care vine de jos în sus. Deocamdată, noi constatăm că există preocuparea. Evident că există și intenția multora care venind către ICCD, o doresc. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, spuneți de o revoltă împotriva clasei politice. Această revoltă nu viza și Partidul Democrat Liberal? Ba da, vizează absolut orice fel care... Acea cumpărare de conștiințe nu a însemnat o decantare, să spunem, a celor care nu meritau să fie într-un partid? Da. Până la urmă a fost un lucru benefic. Într-o perioadă de încercare, într-o perioadă marcată de dificultăți pentru partidul pe care l-am menționat, s-a petrecut această cernere, să spunem. E adevărat. Pleava s-a dus. S-a dus, e adevărat. Însă... Pentru chiar... că, în general, traseiștii politici nu sunt priviți cu ochi buni de către nimeni, nici chiar de către partidele în care ei vor să meargă. E adevărat, dar nu trebuie să uităm un lucru. Faptul că întâmplându-se cu asemenea frecvență în acele zile și într-un asemenea volum, nu mai vorbim de un accident. Vorbim de o probă clară a absenței unei politici de resurse umane la nivelul Partidului Democrat Liberal și a faptului că selectarea candidaților în urmă cu câțiva ani și apoi menținerea parlamentarilor în orbita de responsabilitate a partidului au fost deficitare. Da, până la urmă este un proces benefic pentru un partid. Chiar și alternanța la guvernare este un semn al democrației și desigur că este un fel de reîmprospătare, să spunem, a celor care, a colectivului care compune acel partid. Da, nu aș vrea să fiu greșit înțeles. Eu nu contrazic faptul că în clipa în care trădătorii rămân pe margine, partidul nu are șansa de a se reforma. Dimpotrivă, evident, oare. Însă, e o lecție care trebuie învățată. Iar una dintre concluziile acestei lecții este că este nevoie de o politică de resurse umane care să se adreseze în mod clar electoratului PDL. Aceasta vă spune cineva care este în afara PDL-ului și care privește către PDL ca un fost partener și viitor partener. N-aș putea să mă refer la mai multe lucruri decât la acesta, în acest moment. Spuneți că este o șansă, fără discuție, dar șansele rămân anecdote dacă nu sunt valorificate. Spuneți că este ocazia, pe seama unei schimbări democratice, ca un partid să treacă de la putere în opoziție și în opoziție fiind, ca o mașină într-un garaj, să-și recupereze piesele, să-și schimbe piesele stricate, să vopsească un pic, să poată ieși din nou pe stradă cu minime probleme. Da, e foarte adevărat, dar iarăși, cu o condiție. Ca acea schimbare, sau mai bine zic, pornind de la o premiză clară, că acea schimbare s-a făcut în mod democratic. Ori nu s-a făcut în mod democratic. Felul în care
a fost eliminată de la putere fosta coaliție de guvernare, s-a făcut în modul cel mai nedemocratic cu putință. Sau mai bine la zis... La ce vă referiți? Au plecat practic parlamentarii mirosind puterea. E adevărat și s-a reconstituit... Au avut libertate să facă acest lucru. Și s-a reconstituit o majoritate care nu fusese legitimată prin vot. S-a constituit o majoritate ca o oase de strânsură. Bun, s-a întâmplat și aceasta. Evident, atâta timp cât... A fost posibil acei parlamentari care au trecut, vă rog. Atâta timp cât regulile o permit, e în ordine. Dar ce a urmat n-a mai ținut de democrație în niciun fel. A ținut de o formă dură de exprimare a autorității, majorității parlamentare. Trebuie să știm acest lucru, că majoritatea parlamentară se poate exprima, e adevărat, legitim, în condițiile în care există și instituțiile care îi verifică și apreciază caracterul de oportunitate sau de conformitate al deciziilor. Iar două dintre aceste instituții, de exemplu, erau Avocatul Poporului și Curtea Constituțională. Lovind în Avocatul Poporului și apoi în Curtea Constituțională, mutând tactic monitorul oficial de la Parlament spre Guvern și jucându-se cu termenele de publicare ale actelor oficiale, s-a creat, dintr-o dată, ceea ce un distins analist numește lovitura de stat construită de avocați. Pe seama schimbării accentuate, rapide, a șefului statului, a președinților celor două camere, împotriva oricărui bun simț constituțional, împotriva oricărui reguli în vigoare, a regulamentelor parlamentare în vigoare, a legilor în general, forțând capacitatea de legiferare a Parlamentului, înmulțind fără număr ordonanțele de urgență, tot acest proces a creat consistența unei ilegitimități politice. Dar revin, punctul de la care s-a pornit a fost acea majoritate aritmetic făcută, construită, pe seama traseiștilor politici. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, haideți să vorbim cât mai pe înțelesul oamenilor. Pentru că cetățeanul de rând vede în felul următor. Partidul care s-a aflat până de curând în acest an la guvernare a pierdut din imagine, nu a mai fost îndrăgit de către cea mai mare parte a populației, a pierdut parlamentari și a ajuns în opoziție. Credeți că cetățeanul de rând face o diferență semnificativă din punct de vedere al moralității, al verticalității între un partid sau altul? În general, ați văzut că și referendumul privind Parlamentul unicameral și reducerea numărului de parlamentari a avut un deosebit succes, asta pe fondul sentimentelor pe care românii le au față de politicieni. Românul, când spune politician, se gândește în primul rând la Parlament. Credeți că românul face o diferență? Pentru că, în general, oamenii așa spun. A fost o guvernare. Nu am dus-o strălucit. A fost altă guvernare. Am dus-o mai rău. A fost altă guvernare. Pentru că, până la urmă, se pune această problemă. Există o alternativă? Și asta vă întreb. Da, înțeleg ce îmi spuneți. Evident, în condițiile în care partidele, indiferent de conținutul lor ideologic sau de formula doctrinară adoptată, se comportă la fel în momentul în care sunt la putere, întrebarea pe care o ridicați este firească. Și răspunsul posibil este cel de care dumneavoastră pomeniți. Aceasta nu înseamnă însă că nu trebuie să existe sau să se reinventeze sau să ne reeducăm în sensul reconstituirii motivului ideologic care stă la baza fiecărui partid. La ce duce el? La un lucru foarte simplu și natural, care este născut democrațiilor mature. În clipa în care un partid își afirmă solidaritatea sau interesul pentru principii, să spunem, creștin-democrate. Iau un exemplu.
Nu este altceva. Mă iertați că vă întrerup. Nu știu cât de mult politicienii, să spunem, reprezentantul, un reprezentant al Partidului Național Liberal sau un reprezentant al Partidului Social Democrat sau al PDL-ului cunoaște și crede în doctrina partidului său. Aș vrea să-mi duc explicația la capăt. Da. În momentul în care un partid, să spunem, de factură creștin-democrat, propune un anumit tip de politică economică, într-o perioadă de austeritate, și se ține consecvent de propriul program, care, repete, construit pe apărarea sau pe exprimarea unor principii ideologice, în momentul acela își justifică prezența la putere și se autopropune cetățenilor ca soluție posibilă. În momentul în care la noi, de exemplu, ideologia este urmată, când la putere se află partidul, cu foarte puține, consecvență, iar în preajma lui electoral partidul devine, adoptă o politică populistă, deci puternic stângistă, în momentul acela ajungem în situația pe care o pomeniți. Apelul nostru și cel al inițiativei implicit este consecvența în politică. În momentul în care ai o coloană, un ax care te definește ideologic, îl urmezi ca atare de la început până la sfârșit și îți asumi responsabilitatea pe tipul de credință politică pe care îl propui. Nu poți să fii de dreapta la început și în an electoral de stânga, adică populist. Deci asta este o chestiune. Este o ispită mare pentru partidele politice. Poate să fie o ispită, da, dar aceasta ține de minimul de etică politică pe care inițiativa, de exemplu, pretinde și pe care foarte mulți îl pretind. Pentru că trebuie să avem totuși o graniță între ce este stânga și ce este dreapta. Nu le putem amesteca pe toate. Ele, dacă se amestecă, nu se ajunge la nimic altceva decât la diluarea soluțiilor, dacă vreți, sau potențialelor soluții. Potențialelor scenarii de dezvoltare a României. Ori amestecarea lor amestecă votul. Îl face greu de înțeles și nu îl motivează. Unul dintre motivele absenteismului la vot este tocmai această constatare despre care dumneavoastră vorbeați. Ce diferență este între ele? E bine, diferența dintre partide sau dintre formațiunile politice în general trebuie să înceapă de la diferența de conținut ideologic, diferența de doctrină și felul în care sunt puse în practică. Acestea face primul rând, politicienii ar trebui să conștientizeze diferența de conținut ideologic. Cetățenii nu știu în ce măsură o fac. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, v-aș ruga să-mi răspundeți, pentru că timpul nu ne permite să discutăm foarte mult, pe câteva chestiuni punctuale. Cum vedeți dumneavoastră parcursul, nu spun evoluția, din punct de vedere economic a țării noastre, de la momentul în care guvernul pe care l-ați prezidat și-a încetat activitatea și a fost preluat de către actuala majoritate parlamentară? Răspunsul este încruntat și trist. Pe seama instabilității politice, și trec la exemple precise, Pe seama instabilității politice, paritatea dintre leu și euro a luat-o la vale. Asta o simte românul pe propria piele. Exact despre asta și doream să spun. Pe măsură ce leul devine din ce în ce mai slab în raport cu euro, în aceeași măsură, fiecare cetățean este atacat în propriul său confort economic. Creditele în euro se scumpesc. Eu însumi sunt unul dintre cei care suferă pe asemenea chestiune. Am un credit ipotecar în euro. Și la fiecare rată lunară crește prețul său. Pentru că apar niște lei în plus pe care trebuie să-i dau băncii, unde sunt eu, unde am creditul. Pe seama aceluiași fapt, exportatorii nu mai sunt așa de fericiți cum erau înainte. Exporturile se diminuează. Nu mai spun importurile cum cresc. Pe seama faptului că România trăiește pe aport financiar extern, de la creditare externă până la fonduri europene, raportul de valoare a monedei naționale față de euro duce la o continuă foame de credit, de finanțare externă.
Foamea continuă de finanțare externă atrage atenția asupra incapacității noastre politice de a fi credibili. În momentul în care ești credibil, într-o situație economică generală proastă, foarte dinamică, în care anumite țări sunt în flancul sudic al Uniunii Europene, sunt amenințate cu instabilitatea economică profundă, în condițiile în care cazul grec se află la câțiva pași de noi. În condițiile acestea, lipsa de credibilitate pe seama impredictibilității țării duce la incapacitatea sau, dacă vreți, la scăderea șansei de a lua credite, de a angaja credite cu preț bun. În momentul în care nu mai ai șansa de a te credita pe preț bun, începi să trăiești pe propria osânză. În momentul în care ești în situația în care ești, nu mai ai această osânză. Finanțări internaționale venite pe seama investițiilor străine directe sunt din ce în ce mai mici. Investițiile străine directe sunt deja o chestiune de maximă gravitate pentru noi. Nivelul lor este coborât. Exact, vrem să ajung și la această chestiune. Imaginea României în afară, și aici putem vorbi și de investitori. Ca să revin la această chestiune. În clipa în care suntem în această situație, în clipa în care Banca Națională anunță că nu mai poate steriliza leul, deja 10 miliarde s-au dus pe acest lucru și nu mai poate să o facă, prețurile cresc și acolo unde cresc, cresc direct la bunurile de la consum. Și ceea ce se va vedea în factura la gaze, factura la curent, prețul pâinii, prețul zarzavaturilor, prețul cărnii și ca lucrurile să meargă și mai departe, faptul că leul se devaluează în raport cu dolarul va duce inevitabil la o creștere a prețului combustibililor, care va adăuga presiune, o nouă, care va genera noi scumpiri. Va genera presiune suplimentară pe prețul, inclusiv prețul cu amănuntul, al principalelor bunuri de consum. Și atunci bugetari vor mai simți acea majorare de 8%? Acea majorare de 8% care a fost promisă întâi în valoare de 16% nominală, după aceea 8%, întârziat cu vreo 2 luni, pe motive electorale, tare mi-e teamă că totul, în condițiile în care această guvernare nu se ocupă de administrarea țării, ci de încălzirea până la fierbere a unei aventuri politice, în aceste condiții, evident, vom avea cu toții de suferit. Iar suferința va ajunge cu o rapiditate nemai văzută la buzunarele fiecăruia dintre noi. Probabil că mulți așteaptă cu interes să vadă cum va fi această iarnă. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, vorbeați de luna decembrie, referindu-vă la alegerile parlamentare. Cunoașteți această dată? Este stabilită? Din informațiile pe care le avem, actualii guvernanți ar fi vrut să devanseze, adică să mute alegerile parlamentare undeva în octombrie. Da, eu vă pot pomeni doar de ceea ce știu. E vorba de data de 2 decembrie, care fi data constituțională de desfășurare a alegerilor. Președintele Traian Băsescu spunea chiar că, președintele suspendat, îmi cer scuze, spunea chiar că ar putea fi ianuarie-februarie 2013. Am intrat în domeniul speculației politice. Chiar nu știu ce v-aș putea spune aici. Îndeopște partidele, în condițiile în care sunt supuse scrutinului, toamna sau la sfârșitul toamnei, începutul iernii, sfârșitul anului, începutul iernii, preferă ca scrutinul să se desfășoare înaintea anotimpului rece, din motive de imagine politică. Bineînțeles. Sunt, în general, iarna este destul de grea pentru români, în condițiile în care prețurile la energie sunt destul de ridicate. Și vor crește. Și vor crește. Pe de altă parte, este cumva de înțeles de ce actuala opoziție ar dori, să spunem, ca alegerile să fie undeva pe începutul anului viitor, iar actuala putere ar dori să fie mai repede. Pentru că guvernarea erodează și vedem acest lucru. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, aș vrea să ne vorbiți puțin despre imaginea pe care o are România în această perioadă și felul cum evoluează imaginea țării noastre în afară. Bineînțeles, pe fondul actualelor tensiuni politice din țara noastră. Dar, din păcate, imaginea României are enorm de suferit. Odată pentru că
se înțelege clar în cancelariile tuturor statelor care se află alături de noi, fie în Uniunea Europeană, fie în Alianța Nord-Atlantică, că miza politică la București nu ține de un duel între personalități politice, între Traian Băsescu sau Fina Antonescu sau Victor Ponta. Nu, ține de pur și simplu de salvarea statului de drept, de respectarea Constituției, care este legea fundamentală a unui stat democratic, și de ordine socială propriu-zisă, până la urmă. Pe fondul instabilității politice accentuate, imaginea pe care o creează România în exterior este de haos legislativ, de dezordine politică și deci de instabilitate. Instabilitatea se traduce însă în termenii politici, spuneam mai devreme, în felul următor. Înseamnă că nu poți ști dacă țara numită România urmează să se comporte în ziua următoare așa cum se comportă astăzi. Ceea ce dă tuturor partenerilor noștri politici, dar și marilor investitori care sunt interesați de potențialul economic al României, o teamă foarte mare. Nu poți să faci investiții politice sau investiții economice într-un stat care își schimbă direcția fără nicio regulă, schimbând jocurile în timpul desfășurărilor, nerespectând fundamentele legale ale statului democratic și demonstrând din ce în ce mai mult tendințe spre autoritarism. La urma urmei, un investitor străin sau un investitor, un antreprenor român, în clipa în care își construiește afacerea, cum gândește? Foarte simplu, își face un plan de afaceri. Cât investesc până la momentul T0, până la momentul T1, ce urmează să câștig până la momentul T2, cât plătesc la stat și din toate acestea, ușor, ușor, își croiește un plan de dezvoltare și de rentabilizare a proprii investiții. Luând în calcul competiția, tehnologiile, piața, în clipa în care jocurile sunt atât de neregulate, când vin legi peste legi care se contrazic între ele, când nu știi cine este la putere pentru că nu îți garantează nimeni, de exemplu, stabilitatea fiscalizării și ești atacat de nenumărate zvonuri. Azi îți dau TVA, nu îți dau TVA. Azi îți măresc TVA-ul sau ți-l scad. Azi îți cresc CAS-ul sau ți-l scad. Supus la toată această presiune, interesul elementar de a avea un plan de afaceri, o structură de dinamică spre viitor, se anulează de la sine. Același lucru se întâmplă și în politica internațională. Dacă știi că un stat începe să aibă ezitări asupra propriului drum, punând deja în paranteze propriile angajamente politice, cum mai poți da carne, substanță, parteneriatului care există deja? Acest semn de întrebare asupra predictibilității statului, caracterului său de a fi previzibil, afectează dramatic credibilitatea statului. Și în clipa în care, mai mult decât atât, conducătorii din executiv sunt inconsecvenți cu propriile declarații, toată imaginea de stat nesigur se accentuează. Statul nesigur nu este destinație pentru investiții străine, nu este destinație pentru investiții politice de încredere. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, întorcându-ne la inițiativa civică de centru-dreapta, vorbeați despre o posibilă alianță cu partide din acest spectru politic, respectiv Partidul Democrat Liberal, PNCCD sau Noua Republică. Am dat câteva exemple. Da. La Alba Iulia v-ați aflat în prezența reprezentanților Partidului Democrat Liberal. Nu considerați că ar exista posibilitatea ca cetățeanul să confunde imaginea acestei formațiuni, a inițiativei civice, cu un partid politic? Nu știu dacă ar fi imaginea inițiativei cea care s-ar confrunta cu imaginea unui partid politic. Tocmai că această suprapunere nu există. Altă suprapunere ar fi, în opinia mea, destul de greu de administrat, aceea de a confunda inițiativa civică,
repet, care este o asociație civică. Da. Cu un produs al Partidului Democrat Liberal. Nici pe departe. Dacă dar puteți, dar cele, da, două, cele două moduri de politică, de a face politică, partid, nepartid, avem aceleași scopuri. PDL, Inițiativa Civică de Centru-Dreapta, dorim să ne aliem pentru a putea fi împreună la alegerile parlamentare. Sigur că există și diferențe foarte mari, diferențe dintre o construcție partinică și o construcție non-partinică. Însă, strategic, avem aceleași scopuri. Am făcut această afirmație deoarece, după aproape 4 ani de, să spunem, putere, liderii, membrii Partidului Democrat Liberal au o vizibilitate foarte bună, în sensul că sunt foarte cunoscuți. Vorbim aici de primari, de consilieri locali, de parlamentari și așa mai departe, în condițiile în care, probabil, cei mai mulți dintre cei care compun Inițiativa Civică nu au o asemenea vizibilitate. De aceea am făcut această afirmație că oamenii ar putea să facă o confuzie. Pe de altă parte, domnule Mihai Răzvanu Gureanu, aș vrea să vă întreb, în condițiile în care vedem că în România alianțele nu rezistă prea mult, ce șanse credeți că va avea o asemenea alianță compusă din formațiunile la care ați făcut referire? Bun, în ceea ce privește prima remarcă, Inițiativa Civică de Centru-Dreapta nu caută o notorietate neapărat prin personalități. De altfel, cei patru membri fondatori inițiali, doamna Monica Macovei, domnii Cristian Preda și Ionuț Stanomir, și cu mine, avem totuși o prezență publică destul de intensă. Dar ceea ce caută inițiativa este să agrege cât mai mulți oameni de bun simț care au carierele construite pe merit și care n-au căutat să iasă în piață, să aibă luminile reflectoarelor pe ei, pentru că nu au umblat după voturi. În România acești oameni nu prea au șanse, domnule Mihai Răzvanu Gureanu. Dați-mi ocazia să vă poată contrazice o realitate. Și vă spun aceasta pentru că există o așteptare foarte mare de la oameni care sunt, în primul rând, buni profesioniști, onești, competenți și care, într-adevăr, până acum, nu s-au implicat în politică. Cetățeanul își dorește acest lucru, dar vede că victoria aparține de obicei politicianului cu tupeu, nu profesionalistului. Se poate face diferența, să știți. Dacă și dumneavoastră, de exemplu, de data aceasta în postura de cetățean, nu de intervievator, vă puneți problema în felul următor. Ce aleg? Aleg între ceva care a funcționat prost. Am putut să văd cum funcționează prost. A funcționat în termenii unei morale pe care nu pot înțelege eu sau care nu mi-este proprie. A furat, n-a fost onest, în fine. Și cineva care vine și spune, atât a reușit să fac, asta este biografia mea, astea sunt meritele mele și aș vrea să particip și nu mă interesează funcții, poziții, vreau numai să îmi aduc contribuția, n-ați alege o situație de acest gen? Domnule Mihai Răzvanu Gureanu, vă spun foarte sincer că în perioada actuală ne punem semnul întrebării, un mare semn al întrebării și asupra acestor merite, în condițiile în care vedem la nivel foarte înalt că aceste merite pot fi dobândite, să spunem, nu într-un mod tocmai corect. E adevărat, democrația, însă trebuie să ne obișnuim cu ideea că democrația scoate la lumină și ce este mai rău, nu tot ce este mai bun. Acesta este și jocul democrației, pentru că toți au o șansă, indiferent dacă sunt cu carte sau fără carte, dacă sunt mai morali sau mai puțin morali, ceea ce noi însă știm. Pentru că acesta e mecanismul, să zicem, teoretic. Da. Dar noi care participăm la așa ceva, dumneavoastră, eu, cei care se uită la noi, știm un lucru, că putem selecta prezența în piață, în for, a omului politic. Totul este să vrem să o facem. Inițiativa, de exemplu, se adresează celor mulți care până acum nu s-au implicat în jocul politic și care au spus foarte clar, nu vreau să intru în partide, vreau să particip la jocul politic prin votul meu, care este egal important cu al oricărui cetățean, vreau să fiu și eu un bun participant la viața politică, fără să am nevoie de ceva neapărat. Dar, în contextul binelui public, îmi este și mie bine. E bine, această majoritate tăcută este cea care vine în mod natural spre ICCD.
despre inițiativa civică de centru-dreapta. Și mai este un lucru de care trebuie să ținem cont. În momentul de față, în această majoritate tăcută, unde se află mulți oameni care și-au construit destinul pe merit, se găsește resursa umană de creativitate în viitorul, pentru viitorul României. Da, eu asta vreau să spun, de unde putem noi să știm că meritele profesionale ale unui cetățean care dorește să accedă pe scenă politică sunt luate în calcul. Nu, mă referam la plagiat. Acesta era cuvântul. Vedeți că vine cu o diplomă, sunt un profesionist, uitați aici. Nu, da, aceasta este diploma mea, dar de fapt... Nu, înțeleg ce spuneți, dar nu, unul la mână. Nu pornim de la îndoială absolută asupra biografiei fiecăruia. Pentru că nu ne aduce nicăieri acest lucru. Dar experiența la care făceam referire este una neplăcută. Dar că se petrece la nivel înalt. Pe de altă parte, da, mă rog. Pe de altă parte însă, putem și chiar vă rog să fiți convins că există foarte mulți oameni de bună credință care vor să facă politică pornind de la propria competență. De altfel, una dintre pledoariile mele este ca politica, cel mai înalt act de interes și de generozitate, care presupune generozitate față de binele public, trebuie făcută de oameni care au o carieră dovedită și care au mers pe treptele carierei, au ajuns profesioniști. Și în clipa în care ajungi profesionist, atunci poți să intri în politică, având experiențe, competențe, suficient de multă practică socială, pentru a te putea adresa societății în ansamblu. Uitați-vă, sunt mulți oameni care sunt profesori universitari și abia după ce au terminat, după ce au ajuns în vârful carierei universitare, pe drept, nu pe, mă rog, în fals, s-au apucat de politică. Și indiferent de interesele, indiferent de susținerea acordată unui curent sau altuia, o fac așa cum știu, onest și bine. În cazul de față al plagiatului, aveți expresia unei falsificări biografice. De fapt, tot al unei mediocrități vopsite. Ori tocmai asta nu vrem noi să se întâmple în politică. S-a vorbit foarte mult despre acest lucru. La final, domnule Mihai Răzvan Ungureanu, aș dori să vă întreb dacă puteți să-mi dați un răspuns foarte scurt. Încerc. Diferența între inițiativa civică de centru-dreapta și Noua Republică. Noua Republică este un partid, inițiativa civică este o asociație. V-am dat primul răspuns pe care l-am avut. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu, desigur ar fi foarte multe teme pe care le-am putea aborda. Timpul a trecut foarte repede și acesta consider că este un lucru bun pentru această emisiune pe care am realizat-o. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența dumneavoastră în cealaltă capitală, aici la Alba Iulia și aici la postul nostru de televiziune Alba TV și vă așteptăm cu mare interes de fiecare dată când veți putea fi prezent. Vă mulțumesc mult pentru ospitalitate și vă doresc și eu toate cele bune. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, încheiem aici această ediție specială. Vă reamintim, l-am avut ca invitat pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu, președintele Inițiativei Civice de Centru-Dreapta. Eu sunt Emanuel Drăgușin, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Rămâneți alături de Alba TV.